Bună seara, prieteni, și bun găsit la emisiunea Lumina. Eu mă numesc Kevin Perlins și astăzi vă invit să urmăriți un interviu cu un om drag, cu un oaspete așteptat de multă vreme, dar care abia acum a răspuns afirmativ invitației noastre. Ea este vicepreședintele Partidului Șor, expertă în parasolare, distinsa doamnă deputat Marina Tauber. Bună seara! În primul rând vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, este o onoare pentru mine să am interviul anume cu dumneavoastră. Marina, plăcerea e de partea mea. Din start vreau să vă întreb, simbolica partidului vă urmărește peste tot. Uite, chiar aici, pe piept aveți o insignă. La un moment dat ați declarat că aveți și chiloți cu horboțică și inscripția Șor, așa căptușită din spate. Vreau să vă întreb dacă îi mai purtați. Chiar cu mândrie le port de fiecare dată când am evenimente publice. Aș vrea să adaug și să menționez că Nu mai adăugați nimic, să nu creadă lumea că vorbim aici doar despre chiloții partidului. Hai să vorbim și despre ceea ce acoperă acești chiloți. Despre Ilan Șor, ce puteți să ne spuneți? Probabil nu multă lume a auzit despre el. Ba da, de cum să vă spun, nu multă lume, dar bună. Ce credeți că îl face special pe acest lider desăvârșit? Ce îl deosebește de noi, muritorii de rând? El a avut propriul avion, vorbesc despre Ilan Șor. El a avut, dacă nu mă înșel, a doilea în țară mașină Bentley. A, da. În sistemul moldovenesc de valori, asta te face să te simți mai aproape de Dumnezeu, da? Cum a intrat el în politică, vă mai amintiți? Ca și orice businessman, el a luat decizia să dezvolte business-urile lui. Și a intrat în furtul miliardului. Asta înseamnă că el e unul din beneficiarii furtului, da? Învinuirile care îi se aduc în raportul Comisiei Slusar sunt adevărate? Așa cum dumneavoastră ați spus, sunt adevărate. Wow! Sper că ne urmărește cineva de la procuratură. Familia lui Ilan Șor și Ilan Șor personal întotdeauna a fost foarte implicat în furtul miliardului. Asta e clar, dar nu cred că a făcut-o de unul singur. El încă era prea tânăr, prea nepriceput când asta se întâmpla, nu? Când furturile în bancă de economie au început, Ilan Șor încă a fost un băiet foarte și foarte, probabil un mic copil, putem așa să spunem. Se vede din fotografii, dacă te uiți mai atent, foarte mulți copii de 3-4 ani arată fix ca Ilan Șor, fiți de acord. Și cine atunci au fost partenerii lui de încredere? Cine l-a mai ajutat să fure miliardele? Întrebarea aceasta trebuie să fie adresată lui Filat și Platon. Filat și Platon, dar de Plahotniuc nimic? Nu pot să spun dacă el a fost implicat ori nu. A fost ori nu a fost, dumneavoastră nu răspundeți, dar raportul Comisiei Slusar asta și confirmă că Plahotniuc dirija, controla atacul Raider asupra băncii de economie anume de prin perioada 2011-2012. Presupun că nu răspundeți la întrebare pentru că vă leagă o prietenie strânsă cu Partidul Democrat, așa-i? Dar ce vă atrage așa de mult la democrați? Ei respectă principiile noastre și programul nostru, pentru că se seamănă foarte mult cu programul lor. Ah, da, corect. Programul vostru e Țârc Izrele și la Orhei, programul PD e Țârc Izrele și la Nisporeni. Așadar, ca o concluzie, cum l-ați caracteriza acum pe scurt pe Ilan Șor? Cel mai mare infractor din istoria Republicii Moldova. Doamnă Tauber, dar ce facem noi cu atâta sinceritate? Mulțumim pentru această declarație, dar odată ce Plahotniuc și Șor sunt plecați, Filat și Platon stau la închisoare, cui mai pasă să pună laba pe țara asta? Ce credeți? Pot să vă spun că mai mult în toată istoria aceasta este cointeresat personal Igor Dodon. Dodon? Dar despre Dodon ce aveți de spus? Dacă vreți comentez... Nu comentați. Dați un nume, un calificativ. Cine este Igor Dodon po jiznie? Cum spun mai corect? Nu pot spune acest cuvânt. Dar o Mai atent vă rog, doamna Tauber. Noi nu știm ce ați băgat pe gură, dar ce aici scoateți, nu prea putem să arătăm la toată lumea. Doamna Tauber, dumneavoastră sunteți o femeie deputată, așa? Eu nu știu dacă mai sunt politicieni deputați care au fost și doamne. Ba da, în istoria Republicii Moldova au mai fost politicieni care au fost și doamne. E bine cunoscut acest lucru. Dar ce legătură are una cu alta? Totuși trebuie să menționez acest lucru. Ok, minunat, dacă binevoiți. Apeca, sunteți așadar o doamnă, elegantă, cu inteligență, cu simța umorului rafinat, cu autoritate la urma urmei. Și cu toate astea ați hotărât și ați intrat în politică. De ce ați făcut asta? Ce a fost asta până la urmă? Eu aș spune că mai mult a fost o improvizație.
Pentru că, nu știu dacă dumneavoastră ați observat, nu a fost chiar pregătit acest gest. Da, am observat. Acum înțeleg. Dar eu am trăit și am crescut în Europa. Și tot ce ține de valorile europene și de stilul lor de viață îmi este foarte și foarte aproape sufletului meu. Valori europene. Valori europene precum concerte, feierwerk-uri, pomenii electorale, coruperea legătorilor cu daruri, cu plicuri, cu bani de sărbători, așa e? Nu cred că nu vă supărați că dumneavoastră aveți dreptate, pentru că rezultatul în orașul Orhei acum, 80%. 80%. 80% de cine? De ce? De oameni corupți de voi? Dumneavoastră credeți că poți să-i cumperi oameni ca ei să te voteze cu 80%? Marina Tauber mă întreabă pe mine dacă pot să-i cumperi pe oameni ca ei să te voteze? Rasmișilă, однако, doamna Tauber, de mult tot vroiam să vă întreb, dar a cui a fost minunata idee de a da hrișcă și tușoncă la oameni de ziua independenței în 2018, în Piața Mare Adunări Naționale, a? Deci această practică este know-how-ul a lui Ilan Șor. El a fost primul. Know-how-ul? Noi toți credeam că e hi-hi-ha-ha-ul, dar asta acasă e know-how. Băi, și talentat e omul ăsta. Profesionist extra clas. Eu aș zice chiar business class. În cazul lui Ilan Șor e clasa private. Doamna Tauber, dar dumneavoastră mai vorbiți cu Ilan Șor pe Skype? Și dacă da, despre ce anume? Deci, vorbim despre vectorul european, vorbim despre construirea Europei în Republica Moldova, vorbim despre accederea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, vorbim despre democrație, despre tradițiile și valorile europene. Wow! Eu știu din propria experiență, am auzit și de la alții, dar niciodată n-am crezut că un conațional de-a nostru, un moldovean, schimbe atât de mult odată ce pleacă peste hotare. Dar, doamna Tauber, credeți că Ilan Șor o să vrei vreodată să vină și el în direct la emisiunea Lumina? O să accepte el să facă acest efort, să discute așa cu mine, cum o faceți dumneavoastră? Dumnealui o să facă, nu că efort, asta o să fie plăcere și pentru noi, și pentru el în primul rând, și pentru toți susținătorii noștri, și o să vorbească în limba română, hai să spunem, practic perfect. Super, abia aștept. Ați auzit și voi. Ardem din răbdare să-l vedem pe Ilan Șor în cătuș, în direct la emisiunea Lumina. Dumneavoastră, apropo, știu că urmăriți emisiunea Lumina. Încă nu puneți like-uri, n-ați devenit patron ca să n-afli lumea, dar știu că urmăriți. Vă place Fedot Bernstein? El e tânăr, el e om de succes. Merci, Ilan Șor! Uitați-vă, în Orhei, în sfârșit, în franceză zăgăvărili. Mai multă lumea, în primul rând Igor Dodon, care a primit bani, are invidie enormă față de... Față de Fedot Bernstein, da, da, asta noi o cunoaștem deja de multă vreme. Marina, dar știți că emisiunea Lumina funcționează în bază de donații comunitare. Cei care urmăresc vlogul, tot ei și îl susțin. Cum vi se pare așa un model de funcționare în cazul partidului Șor? Să financeze cei care vă și votează? Ați vrea să primiți de la votanții voștri banii? Unde sunt banii aceștia? Nu, banii încă nu. Eu vă întreb dacă v-ar plăcea să-i primiți de la bătrânii, bătrânelii care vă votează la alegeri. În ce proiecte sunt băgați banii aceștia? Încă nu-s băgați în niciun fel de proiect. Eu vă întreb dacă v-ar plăcea pe viitor să funcționați în mod transparent. Eu asta nu înțeleg. Pentru ce? Clar. Doamna Marina, colegii dumneavoastră din Partidul Democrat încă de prin 2016 au promis că peste un an o să fie mai bine, o să se trăiască mai bine în Moldova. Vreo 3 ani au trecut de când băieții au fost la guvernare și uite că nu au reușit să-i satisfac pe oameni, nu au reușit să-i convingă că se trăiește mai bine în Moldova. Dumneavoastră, cum credeți? Se poate de trăit bine în Moldova? Și dacă da, unde? Care-i soluția pe care dumneavoastră o vedeți? Soluția pentru toți care a fost lansată ca invitație de liderul nostru, ca oamenii să mute în Orhei. Noi suntem gata și noi toți și pe dumneavoastră inclusiv, noi vă invităm. Promit, doamna Marina Tauber, promit
să iau în calcul această propunere, să o discut într-un cerc mai restrâns în familie, într-un cerc mai larg poate cu prietenii și într-un timp cât mai scurt să iau o decizie în acest sens. Eu sper, dar nu sper, eu sunt sigur că cei care ne urmăresc au început deja să-și facă bagajele și să pornească în acest Monaco moldovenească. Nu-i așa, prieteni? Dați-mi de știri mai jos în comentarii. Eu vă mulțumesc, doamna Mariana Tauber, pentru că v-ați făcut timp într-o agendă plină, încărcată și ați venit la emisiunea Lumina. Vă rog să distribuiți acest video printre cei care vă urmăresc. În comunitatea dumneavoastră sunt sigur că 2-3 oameni au acces și la internet. Până una alta, pe voi vă rog să băgați un like, cum s-ar zice, și gratis, să dați un share la acest video ca să afle mai multă lume despre aceste adevăruri în care în alt parte nu n-ai cum să le auzi. Vă mulțumesc că urmăriți și susțineți emisiunea Lumina. Al vostru, Kevin Părlinț. La revedere, Marina, numai bine! Succes!